Salut, sunt Paul. Bun venit la un nou podcast din această serie. Astăzi am discutat alături de Radu Minea, care este student în anul 2 la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii București. Îți urez vizionare sau audiție plăcută! În primul rând, voi să te întreb de ce ai ales această facultate. Să știi că de fapt e o poveste ceva mai neobișnuită, să spun așa, în ideea în care eu nu eram tocmai atras de inginerie, dar în minte de automatică sau chiar și de calculatoare, ci mai degrabă liceul meu l-am petrecut oarecum în sfera debate-ului, eram prin consiliul elevilor, eram mai degrabă în zona asta de lucrat cu oamenii, vorbit cu oamenii, stat cu oamenii și când a fost vorba să aleg o facultate sau să aleg un drum mai departe în viață, eu eram super indecis pentru că mai întotdeauna eram un mix între real și uman și mi-era foarte greu să-mi găsesc un balance. Și inițial eu voiam de fapt la un program de ăsta ceva mai exotic, să-i spun așa, se numea Politics, Philosophy, Economics, adică politică, filozofie, economie. Și na, visul meu era chiar să merg la Oxford la programul ăsta, e un program destul de popular în Marea Britanie. Dar după discutând destul de mult cu ai mei, aș putea spune că ei m-au răzgândit, adică nu m-am răzgândit eu, ci mai degrabă ei m-au răzgândit, să mă duc într-o direcție ceva mai pragmatică sau ceva mai cu picioarele pe pământ, să-i spun așa. Și așa că cumva m-am orientat mai degrabă spre latura mea reală, iar de acolo a răsărit ideea de hai să facem automatică, pentru că eu în liceu mă mai pricepeam un pic la info. Și am zis, this is the way, adică pe aici pot să fac bani, aici pot să fac business, aici pot să inovez și aici un loc în care pot să-mi pun creativitatea la muncă. Adică eu mai aveam și teama că, vezi tu, la automatic era, mai ales la politica noastră din București, era vorba că oarecum te închizi, te izolezi de lume, nu mai ai nicio treabă cu ceea ce înseamnă creativitate sau voluntariat sau așa, dar din potrivă s-a dovedit chiar contrariul și până acum s-a dovedit a fi o alegere chiar foarte bună. Și voiam să te întreb de ce ai ales o facultate de politehnică față de Unibuc, de exemplu. Da, este un... De ce ai preferat ingineria? Da, este un debate destul de amplu, să-i spun așa. În mare am venit la Poli pentru că îmi promitea un soi de full package, de complete package. Pentru că discuția mergea undeva în ideea că la Unibuc tu te concentrai mai mult pe ce însemna programarea, strict programarea, să zic așa, brută, raw. Însă pe de altă parte la Poli ți se promitea că tu chiar vei fi un inginer, că tu chiar vei ști în orice moment să deschizi capota calculatorului, să vezi ce se întâmplă acolo, cum brage motorul, de ce a picat uleiul. Deci m-am dus mai degrabă pentru ideea asta de eu chiar sunt full capabil în orice moment să iau orice unghi în orice problemă de computer science. Cam asta e ideea pe care am mers. Am înțeles. Și ce presupune concursul de admitere pentru facultatea asta? Păi în mod normal, adică înainte de 2020, erau două probe, matematică și fizică, și fiecare avea câte 15 întrebări și câte 2 ore de concurs. Este un concurs foarte competitiv și chiar foarte competitiv. Eu m-am pregătit un an întreg pentru ăsta. Însă anul trecut, de exemplu, știu că a fost în două etape, preadmitere unde au intrat olimpicii și admitere unde s-a intrat pe baza bacalaureatului. Și ceea ce ar trebui să se întâmple odată ce ne întoarcem la normalitate, se vrea să introduce o probă de informatică, adică tu să ai matematica probă obligatorie și după care să ai de ales între probă la fizică și probă la informatică. E o adiție destul de bună, este un feature pe care mulți și l-au dorit de mult, pentru că mulți puneau sus întrebării utilitatea fizicii. Și ce pot spune că ne așteptăm cu toții să ne întoarcem la realitate, la vechiul sistem de cum spuneam, două probe, a câte 2 ore, câte 15 întrebări și mai nou sperăm că se va introduce mate obligatoriu și pe de altă parte fizică sau informatică la alegere. Am înțeles, probabil anul ăsta o să fie admitere, nici eu știu, la Cluj deja s-a anunțat că o să fie sigur, deci aproape sigur cam la toate facultățile astea mai importante. O să fie și un concurs de admitere, nu doar
un dosar. Exact. Așa ar fi cel mai bine, pentru că mulți își puneau întrebarea ce se întâmplă cu noile generații, cele care intră așa oarecum mai lejer. Însă ce-i drept e că, indiferent pe ce concurs intri, oricum facultatea te triază. Oricum la facultate neapărat că ți se vede, dar este pur și simplu o selecție oarecum naturală și firească, în sensul în care cei care chiar își doresc să fie acolo sau cei care chiar sunt pasionați sau cei care urmăresc ceva, să spun palpabil, ei sunt cei care rămân până la capăt. Că de altfel, fie că intri pe bac, fie pe admitere, fie pe ochi frumoși, oricum procesul te selectează de la sine aproape. Voiam să te întreb cum a fost anul întâi pentru tine. Da, a fost un dublu șoc, să spun așa. Primul șoc fiind cel care am intrat, când am intrat propriu-zis în primul semestru. Și al doilea șoc fiind al doilea semestru în care am intrat în varianta online. Cât timp eram fizic, era absolut fantastic. Adică mie îmi plăcea extraordinar de mult să merg la facultate și să stau cu oamenii și să... Chiar dacă ne plângeam, măcar ne plângeam împreună, ne plângeam referitor la cât de greu ar fi sau la câte teme avem sau la ce alegem noi să ne mai implicăm în stânga și în dreapta. Vreau să spun că deși era, acum vorbim de semestrul întâi, deși era foarte mult de muncă, pentru că noi, cel puțin la calculatoare, noi avem foarte multe, chiar foarte multe, dar avem o cantitate considerabilă de teme, în sensul în care, probabil așa e și la tine, dar la mine, să spun așa, ai vreo 3-4 teme per materie și tema respectivă durează cam 2-3 săptămâni, e un soi de mini-proiect și nu e ceva pe care o faci într-o zi ca la mat sau, mă rog, câteva ore ca la mate la liceu, ci e ceva la care chiar trebuie să lucrezi vreo 2-3 zile, hai, chiar mai mult dacă e mai dificilă. Și pe lângă cantitatea asta de muncă, pe mine mă bucura foarte mult colectivul, adică aș putea să intru în discuția asta chiar mai târziu, dar cred că nu o să-i scopul acum. Ba da, o să discutăm și despre asta mai încolo. Super, super. Da, deci greu a fost în ceea ce privește cât a trebuit să învăț și cât efort a trebuit să depun și cât energie a trebuit să dau, însă era contrabalansată de faptul că în continuu era înjurător oameni și oarecum era mângâiată un pic toată durerea sau durerea, dar într-un fel era o plăcere fantastică să fie în acel colectiv. Iar apoi pe semestrul 2, dacă pe semestrul întâi eu mă implicam și în alte chestiuni în afară de facultate, de exemplu Liga Studenților sau se numește Hackademy, cum să spun, o mică academie de cursuri de Python, web și așa, pe semestrul 2 s-au închis toate și a fost o experiență foarte ciudată să stai doar acasă și doar să înveți și să nu mai vezi pe nimeni niciodată. A fost o experiență foarte ciudată și nu o recomand nimănui. Și de asta spun că acesta a fost al doilea șoc, însă norocul meu și recomandarea mea pentru ceilalți este că mie mi-a plăcut totuși, mi-au plăcut materiile și în special ce ținea de programare și de-aia am reușit să trec prin semestrul 2, pentru că altfel dacă nu-mi plăcea nu cred că aș fi putut merge prea mult fără să mă apuce vreo, da, vreo meteahnă ceva. Ce părere ai despre materiile pe care le studiezi? Cum ai prefera? Vrei să le iau semestru cu semestru sau așa ca o viziune de ansamblu? În general. În general. Păi, exact cum îți promite și Politehnica sau cel puțin programa de la calculatoare, ea îți oferă o viziune, să spun așa, un pic peste orizonturile la care te-ai așteptat în mod obișnuit. Adică pe lângă materiile, să spun, basic de programare, cum ar fi structuri de date, programare orientată pe obiect, pe care orice programator trebuie să le aibă sub mănușă, mai și, bineînțeles, materii inginerești, cum ar fi mate, fizică, dar astea se epuizează în anul întâi și unii se bucură că scap de ele, alții se bucură că le-au făcut. Eu m-am bucurat că am scăpat de ele. După, mai ai și materii, cum să spun, care vizează computer science în general, cum ar fi metode numerice, care se referă cumva la un intro în machine learning. Ai materii precum analiza algoritmilor, care îți aduc o perspectivă un pic mai, eu aș spune, filozofică și matematică asupra algoritmilor. După care și materii pur inginerești, care sunt oarecum conexe calculatoarelor, cum ar fi cele de electronică,
Și iar și acum, după pasiunea și plăcerea fiecăruia, mie mi-a plăcut mai mult la nivel de cultură generală. Deci ce aș fi vrut să spun este că pe lângă materiile basic de programare, ai și materii inginerești, cum ziceam, mate fizică, ai și materii care vizează computer science în general, care îți oferă, cum spuneam, acea viziune de ansamblu de software engineer, nu doar de programmer. Iar apoi ai și acele materii conexe de care spuneam, precum electronică și bine, cam asta am întâlnit eu până în prezent. Ulterior știu că voi face și programare pe microprocesoare, cum spuneam, chestiuni conexe, calculatorul, mai mult legat de partea de electronică din spate. Mai ai timp și de alte activități pe lângă facultate sau îți ocupă prea mult timp? Știu că ai discutat puțin că tu te-ai implicat și în altceva. Da, într-adevăr. Deși miturile ar fi că în Politehnică și mai ales la Automatică n-ai avea timp de nimic altceva, eu sunt de altă părere. Eu sunt de părere că facultatea este exact ceea ce vrei tu să fie. Adică nimic mai mult și nimic mai puțin. Dacă tu alegi să investești foarte mult în materii, dacă tu alegi să investești foarte mult în teme, exact așa va arăta programul tău. Însă dacă tu îți dorești să te implici în altceva, dacă tu îți dorești să-ți faci timp și pentru altele, chiar și pentru niște activități la care nu te-ai fi așteptat, tu cu siguranță vei avea. Adică mai ales, cum să spun, în momentul în care ajungi la Automatică, este clar că ai anumite capacități. Tu te poți folosi de aceste capacități în orice moment să navighezi, să te descurci prin materii, să reușești să-ți faci timp pentru orice altceva. Adică singura condiție este să-ți dorești ca ceva să se întâmple. Și crede-mă că dacă îți pui un pic minte la contribuție și un pic de skill de time management, ți-l pui și pe ăla la muncă, cu siguranță vei reuși. Dacă vrei, pot să-ți dau și mai multe detalii cum am făcut eu treaba asta. Da. Urma să te întreb și despre organizațiile în care te implici tu. Ok. Uite, până atunci, hai să termin un pic discuția legată de mitul ăsta cu timpul și așa. Cum spuneam, am și colegi care investesc foarte mult în materie, adică merg la toate cursurile și la toate seminariile și își fac toate temele cu mare, mare seriozitate. Chiar adaugă feature-uri bonus și toate chestiuni de genul Da. acesta. Exact. Apoi, pe de altă parte, și colegi care nu prea se implică în facultate, adică aleg doar să navigheze, să spun așa. Iar apoi e și oameni ca mine care sunt undeva la mijloc, care încearcă oarecum să meargă pe niște essential, să spun așa, la unele materii, iar pe altele, într-adevăr, aleg să mă implic la maxim la ele pentru că le văd chiar foarte importante. Și drept e că nu e într-adevăr atât de ușor să te implici în alte direcții, necesită într-adevăr sacrificii, însă acum depinde de preferința și de dorința fiecăruia. Eu, de exemplu, nu pot rezista prea mult fără a face și altceva în afară de facultate, în afară de teme și așa, și aleg să sacrific uneori unele deadline-uri sau să, cum să spun, să le duc la o calitate mai joasă, să nu iau același punctaj precum ceilalți. Dar, într-un final, ce mă interesează pe mine este să fiu satisfăcut și fericit cu ceea ce am făcut eu. Și de asta, cumva, acest balance necesită și sacrificii, fie de o parte, fie de cealaltă, fie de partea facultății, fie de partea celorlalte chestiuni în care alegi să te implici. Am înțeles. Și povestește puțin despre cum sunt profesorii de la facultate. Da, cum să nu. Acum discuția ar merge chiar în două direcții. Întâi putea vorbi despre profesor în sensul de titular de curs și apoi putea vorbi despre profesor în sensul de asistenți, adică laboranți sau seminariști. Da. Hai să începem întâi cu titularii atunci, cu cei care predau cursul propriu-zis. La Automatică cel puțin ai tot felul de profesori, adică dacă te aștepți la profesori buni, o să-i ai. Dacă te aștepți la profesori răi, o să-i ai. Răi în sensul de, nu știu, fie că ți se par demodați, fie... Vreau să spun că ai... Sever. Da, sau severi. Vreau să spun că ai întreaga gamă. Adică nu-ți va lipsi nimic niciodată. Acum, sigur, la o primă vedere, pot spune că cei, cum să spun, sub așteptările tale te-ar deranja, te-ar supăra. Însă, pe de altă parte, cum mă liniștesc eu cu gândul ăsta, este că rău cu rău, dar mai rău fără rău, în sensul în care te clădești, te călește până la urmă experiența cu niște profesori mai dificili. Însă, predominanți sunt profesorii ok, în regulă, chiar cei buni și foarte buni,
aceștia sunt cei predominanți, adică nu te aștepta ca la o materie importantă să n-ai cu cine discuta, să n-are cine să te îndrume. Adică cei predominanți, cum spuneam, sunt cei ok și în regulă. Mai mult decât atât, ai și profesori care, să spun, te invită la proiecte de research, mi s-a întâmplat și mie și chiar am ales să mă implic și a fost o experiență foarte plăcută. Ai și profesori care te invit, care sunt, să spun așa, un pic mai tineri și te invită în alte proiecte extracurriculare, în alte concursuri și așa, ceea ce iarăși o experiență foarte plăcută. Profesori care te încurajează să iei parte la activități extra, adică ai toată gama posibilă. Cam asta ar fi legat de titulari din experiențele și memoriile mele, amintirile mele. Pe de altă parte, laboranții, iarăși, ai toată gama de laboranți, da? Ca să explicăm ce sunt laboranții, studenții A. care sunt doctoranzi la facultate Exact, dar nu. și mai predau. Exact, dar nu doar atât, nu sunt doar laboranți. Nu știu exact cum e la tine, însă la noi chiar și atunci când suntem mai mici, fie de la licență, fie de la master, avem opțiunea de a ne implica în anumite echipe de materii, echipele în care, pardon, materiile la care ne-a plăcut, materiile ce ne-au făcut plăcere și pur și simplu ne-am dorit să contribuim și noi la ele sub o formă sau alta. Și eu, de exemplu, sunt implicat într-o echipă. În primul rând mă băgasem pentru CV și în al doilea rând am văzut că îmi și place și am ales să continui. Foarte interesant. Exact. Și cam asta ar fi ce ar fi laboranții în sine acum cum sunt ei. Din nou, laboranții au tendința și este și firesc aproape să fie mai tineri. Și majoritatea, tocmai pentru că sunt ceva mai tineri, sunt foarte aproape, nu chiar foarte aproape, dar mult mai apropiați de noi și oarecum comunicarea se realizează extrem de repede și extrem de facil. Nu că ceilalți profesori și laboranți n-ar fi așa, însă mai ales cu cei mai aproape de noi îți dai seama că comunicarea e mult mai eficientă. Și laboranții în general sunt extrem de prietenoși și deschiși și au tendința să explice lucrurile cât mai simplu posibil și poate cea mai bună caracteristică a lor e că oricând îi poți întreba orice, adică e datoria lor să-ți explice laboratorul bine și datoria ta să fii interesat să pui întrebări și ei sunt mai mult decât dispuși să discute, să fie întrebați, să-ți arate detalii suplimentare, să-ți mai explice odată, să-ți mai clarifici odată, adică din punctul ăsta de vedere, seminarele și laboratoarele sunt extrem de utile, tocmai pentru că ai ocazia să ai o discuție mult mai intimă, să-i spun așa, legat de the subject at hand, de materia cu pricina. Deci da, de laboranță ai ocazia să ai o relație mult mai apropiată cu materia. Cam asta ți oferă ei. Ai zis puțin că te-ai implicat în Liga Studenților, care reprezintă organizația de voluntariat corespunzătoare facultății tale. Poți să dai mai multe detalii? Da, cum să nu? Liga noastră se numește, de fapt, Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare, LSAC. Eu sunt acolo încă din anul întâi, am ales să mă implic pentru că îmi doream foarte mult să mă implic în continuare în ceea ce înseamnă voluntariat și comunități. În prima instanță, scopul LSAC este de a reprezenta studenții. Asta înseamnă implicarea în Consiliul Facultății, în Senatul Facultății și într-o comunicare constantă cu ceea ce înseamnă conducerea facultății. Ăsta ar fi scopul principal și scopul pentru care s-a și fondat. Însă ulterior, LSAC se remarcă în principiu prin evenimentele pe care le organizează. Avem o grămadă de evenimente organizate anual și cam în jurul evenimentelor se învârte toată activitatea LSAC, pentru că avem evenimente de la hackatoane, târguri de joburi, party-uri de gaming, se numește LAN party, dar n-am știut cum să spun așa mai în termeni mai simpli. Mod normal aveam Cred că și... știu toți ce e la, știu, cred că Exact. știu toți ce e la LAN party. Super, LAN cel puțin. super așa. Aveam și competiții sportive, dar acum mai așteptăm să se mai elibereze aerele, să spun așa. Deci da, aveam un repertoriu întreg și evenimentele se întindeau pe tot parcursul anului și scopul lor, să spun așa, întâi ar fi fost să aducă comunitatea facultății mai aproape și apoi să aducă și comunitatea ligii mai aproape și practic prin evenimente noi ca voluntari noi învățăm extraordinar de multe. Ca să fiu și mai concret de atât, eu, de exemplu, inițial eram doar un simplu voluntar care era acolo în ziua evenimentului și muta scaunele din stânga-dreapta sau mai aducea o cafea participanților la un anumit concurs sau mai discuta cu firmele cum se simt și așa.
firmele partenere, însă ulterior am ales să mă implic în departamentul de fundraising, ceea ce înseamnă strângere de fonduri, și asta înseamnă că eu sunt responsabil de obținerea parteneriatelor noastre cu firmele, pentru că scopul nostru este să avem evenimente, cum să spun așa, care se autosusțin, știi? Care sunt sustenabile de altfel, și pentru asta e nevoie de parteneriate cu firme, și cam de asta mă ocup eu. Ce vreau să spun cu asta este că în momentul în care ajungi în organizarea unui eveniment, îți dezvolți extrem de multe abilități, de la comunicare, la a organiza o echipă, la a gândi detaliile unui eveniment, la a gândi, cum să spun așa, cazurile limită, sună un pic computer scientist, așa un pic, dar să ajungi să gândești ce poate să meargă rău ca să poți să pregătești backup-uri, sunt niște abilități și un mod de gândire care, părerea mea, doar organizat un eveniment și fiind foarte aproape de el poți să ți le dezvolți. Și ce vreau să spun, pe lângă toate acestea, este că o astfel de muncă pentru eveniment și munca de a aduce sponsor, de a organiza evenimente și chiar de a participa la ele, este extrem de plăcută, este o satisfacție inegalabilă. Eu, de exemplu, am ales să mă implic în echipa de organizare a hackathonului nostru, cel care s-a desfășurat pe semestrul întâi, se numea Hackitol. Și eu, în momentul acela, eram practic managerul departamentului de fundraising pe evenimentul respectiv. Și aveam sub mine o echipă de 10 oameni pe care îi coordonam în campania noastră de fundraising. Și a fost o experiență absolut fabuloasă. Adică satisfacția aceea că cineva a obținut un răspuns pozitiv de la o firmă e ceva ce doar atunci poți să simți. Și da, cred că m-am pierdut un pic în explicații și în detalii, dar sunt foarte multe sentimente la mijloc și foarte multă plăcere prin care am trecut. Îmi dau seama, pare ceva foarte interesant, chiar pare foarte plăcută chestia asta și cumva te ajută și pe termen lung, că îți formezi prietenii cu oamenii aia, o să rămâi prieteni și probabil, nu știu, peste ani și ani o să vedeți fiecare ce ați reușit să ajungeți cu experiența avută. Da, e o latură absolut firească și practic toată lumea intră în sac pentru prieteni în primul rând și ca să se facă cunoscuți sau să-și facă cunoscuți. Și chiar și acum în online, eu am reușit să-mi găsesc prieteni noi prin LSAC și prin facultate. Și tocmai ăla e, să spun așa, primul motiv pentru care toată lumea intră în LSAC. Și da, prieteniile sunt ceva absolut, foarte valoroase în facultate și chiar și în LSAC. Și cred că ăsta e principalul beneficiu al facultății, prieteniile cu care rămâi. Absolut, absolut, absolut. Mai ales, imaginează-ți că facultatea noastră fiind un pic mai dificilă, adică workload-ul este suficient de mare și când este vorba de parțiale sau de teste, parțialul fiind cum ar veni un mini-examen la mijlocul semestrului, când vine vorba de parțiale, teste sau alte, să le spun așa, evaluări, atunci comunitatea intră extraordinar de bine în joc, pentru că singur nu, de fapt, poți să duci facultatea până la capăt singur. Însă șansele sunt destul de mici și este un efort, cred că, prea mare ca cineva să-l ducă. Tocmai de aceea spun că comunitatea este foarte valoroasă. În primul rând, atunci când vrei să ieși la bere, pardon, la Pepsi. Și în al doilea rând, atunci când îți dorești să treci cu bine prin ceva mai dificil, printr-o perioadă mai grea. Ce beneficii ai ca student în București, pe lângă transportul feroviar gratuit, care momentan încă nu mai știm dacă o să mai fie, dar... Da. La momentul filmării nu știm dacă o să mai fie. Da. Primul rând, știu că erau niște reduceri la nivel de RATB, RATB fiind rețeaua de transport public, adică tramvai, metrou, pardon, scuze, tramvai, autobuz. Trolebus, da. Știu că dacă îți păstrezi bonurile și le duci la facultate, ți se pot deconta, deci în această ipoteză ar putea fi gratuit, însă n-am încercat niciodată. E cam mult efort de făcut să păstrezi biletele și să te duci la facultate. Mă, știi, greu n-ar fi, doar că îți spui că ce, hai că dau și eu 5 lei pe o călătorie acum și aia da. E. Da, adică nu... Asta e și strategia facultății, să aibă ceva bani economisiți acolo. Că nu vin toți studenții să-și depună biletele. Da, o fi, nu. Da, din nou, oricum efortul este de mic în ceea ce privește RATB-ul, că nu merge atât de des. Altfel beneficii, vai, beneficii ca student, te referi în particular în București sau în general?
Cred că în București, că beneficii ca student în țară, Vai. na, nu știu. Nu știu ce să zic. A, ai reduceri la film, la teatru, Ah, da. la muzeu, dacă nu mă înșel. Ba chiar Cred mai. că sunt comune chestiile astea peste tot. Asta. Nu știu, mă gândeam la ceva specific, dacă nu, nu e Asta. nicio problemă că. Ba nu, chiar mai e ceva. Stai un pic, stai un pic. Noi chiar avem un eveniment. Avem chiar două evenimente pe an, noi la Lăsac, ce presupun gratuități la ceea ce înseamnă muzeu, teatru și film. De aici și numele evenimentului MOFT, adică muzeu, operă, film, teatru. În mod normal, de două ori pe an era o perioadă așa de vreo 2-3 săptămâni în care, fiind student al automaticii, te puteai duce gratuit la muzeu, film, teatru și operă. Sigur, trebuia să te înregistrezi în aplicație, să te înregistrezi în platformă, să-ți iei biletele prin platformă, dar și asta era un beneficiu destul de interesant al faptului de a fi student la automatică sau de a ști și de evenimentele de SAC. Alte beneficii, sincer, nu știu să-ți spun, însă, în general, e vorba de reduceri la majoritatea serviciilor. Da. Tu stai la Cămin, ești în București sau din afara Bucureștiului? Știi, asta mi-aș fi dorit, să fi fost și eu din afara orașului. Eu sunt din București, ce-i drept. Pe de-o parte mi-e bine, pe de-o parte nu mi-e bine. Însă norocul meu este că stau extrem de aproape de Cămin. Adică, Cămin de fiind regie, eu fac cam 10 minute, un sfert de oră pe jos până acolo. Adică, poți spune că în vremuri normale mergeam acolo și mă întorceam extrem de des. Și stai că nu. Asta urma să te întreb dacă știai de viața de cum e viața de student în afara orelor de curs. Of, stai până ajungem acolo. Dacă vrei, poți să-ți povestesc un pic de Cămin, din experiențele Da, colegilor. da. Da. Ok. Păi, Căminul, cum să spun, în primul rând, Căminele Politehnicii sunt în complexul din regie și facultatea noastră, cea de automatică, are, dacă nu mă înșel, 4 sau 5 cămine, sau știu că are cel puțin două pe care le ocupă full. Și acelea sunt P-urile, P5, P6 și restul, sincer, nu mi-am amintesc chiar pe toate acum. Dar condițiile sunt destul de bune, chiar destul de bune, adică nu. Sigur, sunt poveștile că mai ai anumite probleme aici colo, că nu mai ai apă caldă, că uneori e un pic murdar, însă toată lumea a supraviețuit și cu siguranță poți și tu. Nu e atât de rău, însă dacă ți îngrijești căminul, dacă chiar ai grijă de el, nu. Nu s-a niciodată. Camera, că nu cred că poți să îngrijești tot pe mine. Da, scuze, m-am exprimat un pic cam larg. Da, într-adevăr, No, e ok. da, dacă ți îngrijești camera, n-ai cum să ai probleme. Sigur, necesită un pic de efort ca fiecare weekend să mai dai un pic cu aspiratorul sau așa, dar merită efortul, că până la urmă e camera ta, e locul tău unde stai și merită un pic de atenție. Asta pe lângă ce țin de condiții propriu-zis. Viața de cămin e fantastică din punct de vedere al oamenilor care sunt acolo, pentru că imaginați-vă că într-un cămin plin de automatiști e ca un soi de mini-ecosistem, un mini-oraș acolo, pentru că dacă vrei să afli ceva legat de materia X, te duci la vecinul. Dacă vrei să te ajute cineva cu tema Y, te duci la vecinul. Dacă vrei să știi cum e anul 3, te duci la etaj. Adică e o comunitate foarte efervescentă, să spun așa. Asta pe partea de cum puteți să vă ajutați voi între voi atât ce sunteți la cămin. Dar și putem spune și de petreceri care sunt practic tot miezul vieții de cămin. Faptul că mâine dimineața ai examen și diseară ai de gând să petreci un pic cu colegii e ceva pe care toată lumea dorește să bifeze. Deci, practic, viața de cămin e superbă prin prisma oamenilor care sunt acolo și prin petrecerile destul de dese care au loc și care apropie lumea și mai mult și de ce nu te distrează de de te bucuri maxim. Și cum e viața de student în afara orelor de curs? Este, din nou, cum spuneam și înainte, este exact așa cum ți-o dorești. Dacă mergem pe premisa că dorești să faci alte lucruri în afară de facultate, poți să faci asta și în momentul în care faci și alte lucruri pe lângă facultate, părerea mea este că te completezi din foarte multe puncte de vedere, adică și ca om, și ca abilități, îți completezi cumva package-ul cu care ești acolo. Și în momentul în care te ales să te implici în alte lucruri, în primul rând că apuci să-ți faci legături cu foarte mulți oameni care au interese comune cu tine și poți să te
cum să spun, întotdeauna când faci ceva nou, nou în cazul ăsta se referă în afara facultății, în afara cursurilor și a seminariilor, întotdeauna rămâi cu o nouă perspectivă. Să spunem că ai văzut pe Facebook o conferință organizată de nu știu ce asociație de business sau să spun o asociație a studenților de la ASE. Merită să mergi, pentru că în momentul acela capeți o experiență nouă, o perspectivă nouă, când ajungi acasă vezi lucrurile din alt unghi și poate să te, dacă nu te ajută să spun așa day to day, poate să te ajute mai mult așa cât e cultura ta generală și cum ești tu ca om. Deci vreau să spun că viața în afara facultății, în momentul în care vrei tu să o duci dincolo de doar cursuri și seminarii, cred eu că ți-aduce foarte multe beneficii și sigur, cum spuneam, necesită un pic de efort și necesită un pic de sacrificii să poți să jonglezi în stânga și în dreapta, însă beneficiile aduse, pachetul ăsta complet de care spuneam, cum ești tu ca om, cred că merită foarte mult. Foarte, foarte interesant. Ce recomanda viitorilor studenți și ce voiai tu să știi înainte să ajungi la această facultate? Vai! Băi, în primul rând, aș vrea să le spun că eu cel puțin eram într-un liceu în care circula mitul că la automatică te închizi, că te distrugi viața, că o să mori un pic, că îți moare ficatul. Și astea erau miturile care circulau. Și eu le-aș spune în primul rând să nu credeți în asta, pentru că, cum spunea facultatea, e exact așa cum ți-o faci. Bine, nu e ca și cum ai atâta libertate, dar sub o anumită măsură, da, cu efort și niște time management poți să te implici exact cum îți dorești. Și aș fi vrut să știu asta dinainte, că nu e că computer science, nu e zona în care te închide, dimpotrivă, e o zonă plină de creație, plină de inovație, adică ăsta e miezul. Pentru că dacă toată lumea ar scrie aceleași programe over and over again, cu ce scop, știi? Adică nu mai avem niciun pic de inovație și la fel de bine putem automatiza asta. Deci, în loc să fie o arie, o zonă închisă, automatica și implicit computer science, dimpotrivă, le-aș spune dinainte că, păi, dacă vă credeți un pic creativi, sau dacă vreți să inovați, sau dacă vreți să aduceți ceva nou, dacă vreți să fiți on top of things, adică mereu să fiți la cutting edge of technology, sau la cutting edge of innovation, this is the place for you. Aici e locul unde chiar poți să-ți aduci creativitatea în joc. Cel puțin pe asta m-a convins pe mine, asta m-a convins pe mine că mă pot pune în valoare aici. Și pe lângă asta, ce le-aș recomanda, of, sau ce ar mai vrea să știe, le-aș recomanda să le placă totuși programarea, adică să nu vină strict din perspectiva că e o facultate bună sau să nu vină strict din ideea că vor face bani, adică sub o formă sau alta le recomand să le placă programarea sau măcar să aibă o oarecare inclinare către zona de computer science sau măcar o oarecare inclinare către zona de real, către zona de stat și analizat, de gândit logic, un pic de căutat soluții la probleme. Oricum, problem solving-ul este esența computer science-ului, așa că dacă ai o inclinație, o afinitate pentru problem solving, cu siguranță te vei descurca și aici. Și asta e condiția esențială, că dacă nu-ți place asta sau nu-ți aduce plăcere sub nicio formă să faci lucruri din sfera asta, va fi mai mult un chin și nu le-aș recomanda. Deci, să vă placă măcar problem solving-ul, că de acolo credeți-mă că vă prindeți pe parcurs și vă legați pe parcurs de facultate și de domeniu. Și alte recomandări, să se pregătească temeinic în clasa 12-a, dacă nu chiar și mai devreme, depinde cum își fac ei programul de pregătire, pentru că, cum să spun, când intri în facultate cu un examen luat bine și când intri în facultate cu niște cunoștințe bine puse la punct, intri cu un alt fel de confidence. Nu cu un confidence din ăla că vai, eu sunt cel mai bun, dar intri cu un confidence la modul că eu am putut să fac asta, am putut să o fac bine, deci intru cu premisa că pot atinge foarte multe lucruri aici. Cam asta ar fi un mindset pe care le-aș recomanda. Că în momentul în care intri acolo cu un bagaj bine pus la punct, știi că vei putea să te descurci în continuare cu orice ți se aruncă. Și în final, chiar aș putea spune că cam cu orice o să te întâlnești în facultatea asta, fie că e vorba de cursuri, laboratoare, implicări extra, ligă, să predai la alte cursuri, să fii asistent, totdeauna te vei întâlni cu provocări și mereu drumul tău va fi un pic up and down, va fi un pic nu la fel de lin și plat precum ți l-ai dori. Și atunci intervine mentalitatea asta de băi, trebuie să mă descurc. Și dacă reușești să o faci pe asta, te duci fără probleme.
Foarte, foarte faină chestia asta, că și pe mine gândul, când pur și simplu aveam în cap ideea să aleg o facultate de info și mă gândeam între poli și facultate de info, mă sperea foarte mult la poli, că erau multe materii și, într-adevăr, toată lumea din jurul meu zicea cât de greu e. Nimeni din persoanele alea nu era măcar student la poli. Erau doar persoane care aveau ei prieteni care știau cum e acolo. Da. Și sper să fie util video-ul ăsta, că până la urmă, numai în momentul în care discuți cu cineva care chiar a trecut prin experiența aia, vezi cu adevărat ce înseamnă. Și exact. Chiar aș putea să spun mai mult de atât, că tot vorbeam de implicare extra și așa. Adevărul este că nu toată lumea alege să se implice atât de mult extra. Eu mi-am dorit asta pentru că știam că, aici mai mult din perspectiva mea personală, că eu știam că eu mă bucur foarte mult în momentul în care am oameni pe lângă mine și mă bucur foarte mult în momentul în care reușesc să fac, cum să spun, să fac pe cineva să zâmbească sau să organizez ceva care, cum să spun, e plăcut pentru altcineva. Și vreau să spun că în momentul în care alegi să te implici în altceva, cum ți-am spus, eu mai sunt și prin ligă, sunt și asistent la o materie și am fost și în echipa unui curs la o academie. În momentul în care faci lucruri de genul ăsta, te alimentează, cum să spun, îți dau energie să faci din ce în ce mai mult. Adică să îți dau energie să mergi chiar și la programe de startup, la preacceleratoare. Îți dau energie să faci tot felul de lucruri la care nu te-ai fi gândit. Eu, de exemplu, vreau pe semestrul ăsta să mă implic într-un program de startup-uri și iarăși e o provocare, bineînțeles, și dacă mă întrebi acum, nu știu eu tot ceea ce îmi trebuie pentru experiența asta, dar asta e și ideea. Că în momentul în care tu vrei să mergi un pic mai mult, să mergi the extra mile, dorința să o ai și chiar să dorești să faci asta și să fii dispus să depui efortul. Că după aia, în momentul în care te apuci fie să fii asistent, fie să te apuci să organizezi un eveniment, fie să te apuci să-ți faci un startup, întâi să-ți dorești. Exact, chiar și tu poți să spui mai multe că tu ești cofondator, tu ești fondator, cofondator și Da. exact. Să-ți dorești și din momentul ăla, cred că se pot lega o grămadă. Doar să-ți dorești să te implici mai mult, să mergi the extra mile și dincolo de facultate și orizonturile sunt Da. largi. Deci cel mai important e să fii motivat și să nu consider că facultatea e ultimul scop dacă ajungi la facultatea. Ești. Nu, Ok. tocmai pentru că, știi, dezvoltarea ta nu se oprește acolo, că dacă tu te limitezi doar la ce ți se predă, poți constata la final că ai câteva carențe, să spun așa. Partea socială și partea de soft skills cred că e esențială în ceea ce privește traiectul tău ca software engineer sau traiectul tău ca persoană în general. Adică dacă nu reușești să te descurci cu oamenii, dacă nu reușești să legi o legătură, să faci o legătură, să legi o relație cu un partener de business sau cu angajatorul tău, nu poți ajunge prea departe. Și dincolo de materiile care ți se predau, întotdeauna ai nevoie de un pic mai mult, ai nevoie de o perspectivă nouă. Pentru că în momentul în care faci ceva, să spun că alegi să-ți faci tu o aplicație Android, așa că te apuca pe tine sau că ai vrut tu să încerci ceva nou, îți va da o perspectivă nouă și te va ajuta mai departe în a construi chestii noi. Adică întotdeauna, știi, inovația se rezumă la a lua mai multe elemente deja existente și le-a pune de a le aranja în așa manieră încât să fie ceva nou. Și în momentul în care faci altceva dincolo de materie de la facultate, capeți o experiență nouă, capeți o perspectivă nouă și îți dă șansa să atingi ceva nou. Da, foarte, foarte faină discuția pe care am avut-o, pentru că cât de greu e să fii în clasa 12 și să nu prea știi ce vrei să faci mai departe, toată lumea din jurul tău să te bulverseze și tu, în loc să fii, nu știu, focusat pe ceva, să te gândești ce vrei tu, mai mult te gândești ce ar spune alții despre tine în cazul în care nu reușești sau chestii de genul ăsta care, nu știu. Acum, din perspectiva mea, mi se par stupide, dar în momentul ăla în clasa 12-a, nu realizez așa ceva. Știi care e chestiunea pe care am constatat-o și eu? Că și eu în liceu eram foarte centrat pe perspectiva celor din jur asupra mea. Adică și eu mă gândeam că, hai să iau așa, că în liceul meu era tendința de a pleca în afară. Foarte mulți alegeau să plece în afară, mai ales când e vorba de computer science, adică alegeau Anglia, Olanda și alte destinații exotice. Și după aia eram eu care am ales să fiu un pic mai low-key și a rămâne în țară. Și mă gândeam că, băi, uite, puteam și eu să, măcar să aplic la
hai, nu la Oxford, Cambridge, bine, aplicam și acolo mai mult de ambiție, dar puteam și eu să încerc Manchester, să încerc universități de genul. Însă stai că am și uitat de unde am plecat, Doamne. A, da, că Nici nu, da. da, că și eu mă gândeam la ce gândeau ceilalți despre mine. Însă după aia trebuie să spun că la facultate ușor ușor am scăpat de ideea asta, adică sigur, întotdeauna cineva va crede ceva despre tine, dar cred eu că atunci ce intri la facultate, capezi și un pic de maturitate și un pic de maturitate care îți spune că vezi, tu nu mai contează atât de mult ce crede ceilalți despre tine, ci ce mai contează ce vrei tu de la tine și de la cursul vieții tale până la urmă. Pentru că aici poate interveni și următorul aspect. Dacă în liceu erau profesorii care te ghidau în continuu și îți spuneau, uite, acum avem lecția asta, acum ai tema asta, mâine avem test și tot așa, adică îți dădeau un timeline extrem de bine definit și un parcurs extrem de bine definit. Aici la facultate ești extrem de independent din toate punctele de vedere, de la faptul că trăiești singur, sau mă rog, cu colegii de cameră la cămin, faptul că la materie e mult mai freestyle, adică profesorii doar îți dau niște cursuri și îți setează două examene, parțialul și finalul. Adică dintr-o dată e extrem de multă libertate pentru tine și având atâta libertate și atâta independență, atâta manevrabilitate, cred că poți ajunge la concluzia că dintr-o dată tu contezi mai mult, adică contează cel mai mult ce obiective și ce procentaje vrei să pui în fiecare acțiune în parte. De asta spun că odată ajungi la facultate, cred că ajungi să-ți dai seama că cel mai mult contează ce vrei tu de la tine și abia din momentul ăla poți începi să creezi, să conturezi și să te implici exact în ceea ce îți dorești. Da, chiar foarte faină discuția asta pe care am avut-o și sper să se uite oamenii până aici ca să asculte. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea Cu plăcere. și chiar a fost, chiar eu sper să, nu știu exact când o să-l postez, dar sper să fie un podcast de succes pentru că, din perspectiva mea, chiar e un podcast care o să iasă super fain. Cu plăcere, mulțumesc și eu, îți mulțumesc mult, Paul, chiar mă bucur că am fost alături de tine acum și sper și eu să îi putem ajuta pe toți cei care te urmăresc. Și cred că dacă oamenii o să aibă întrebări, o să le lase în comentarii. Deci o să te anunț oricum în cazul în care o să fie întrebări legate de facultate. O să te rog să le răspunzi tu, că nu știu în ce măsură pot să le răspund eu. Da, pot să le spui că le răspund cu drag. Mă pot contacta cu drag. Dacă vrei, aici tu să-mi spui, poți să-l lași și adresa mea de mail sau ce crezi tu că e mai potrivit. Nu e mai ok, nu e ok cu mail-ul, că poate sunt niște troli pe aici, deci lăsăm fără mail. Important e să lase în comentarii și o să te rog să le Ok, răspunzi cu drag, așa în caz facem. de ceva. Super!